Subiectul din seara aceasta are la bază un singur verset care îl vom citi din Cartea Filipeni, capitolul 3, versetul 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Doamne, aici este poarta cerului. Te rugăm, deschide poarta ca să vedem în cer. Nu vrem o poartă închisă, ci vrem să vedem împărăția Ta prin cuvântul Tău în seara aceasta. Căci Te-am rugat, Tată, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Am auzit de foarte multe ori o cântare în adunare. E adevărat că ea s-a cam pierdut din adunări, dar era o cântare frumoasă care spunea: eu nu sunt de pe pământ. Dar de unde suntem? Dacă nu sunteți de pe pământ, de unde sunteți? Cetățenia noastră este în... Adică să știți că tot ce nu este terestru și este deasupra pământului ar trebui să se numească, extraterestru. Așa că cei care nu sunt terestri devin extraterestri. Așa că dumneavoastră aveți marea bucurie în seara aceasta că v-ați adunat aici la poarta cerului, cetățenii ai cerului. Adică extraterestri, și va trebui să înțelegeți că Domnul Iisus când vine nu va lua pe nimeni de pe pământ, ci toți ne vom întâlni cu El în văzduh, adică tot ce nu-i lipit de pământ și este ridicat de la pământ va fi luat de Domnul. De aceea mesajul sau subiectul acestei serii este, se numește așa simplu ca să înțelegeți fiecare, cetățeni ai cerului. Și avem două părți sau putem răspunde la două întrebări în seara aceasta. Prima, cum putem deveni cetățeni ai cerului? Dar uitați să vă întreb dacă vreți să fiți cetățeni ai cerului. Dacă vreți să ajungeți în cer, da? Dacă vreți să fiți luați la Domnul. E, prima dată răspundem cum putem deveni cetățenii ai cerului, iar în al doilea rând răspundem cum putem trăi ca cetățenii ai cerului pe pământ până ajungem în cer. Deci avem două părți, cumva răspundem la două întrebări: cum poți deveni cetățean al cerului și în al doilea rând cum poți trăi ca cetățean al cerului pe pământ până ajungi sus în cer. Haideți să ne ocupăm prima dată să răspundem la prima întrebare. Cum putem deveni cetățenii ai cerului? Nu știu dacă sunteți prieteni aici, dar aveți prieteni în lume și va trebui să știți ce să le spuneți. Să nu cumva să vă treacă prin cap să le spuneți la vreun om că trebuie să facă ceva să ajungă cetățenii ai cerului. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că nimeni nu poate face nimic să devină cetățean al cerului. El trebuie doar să primească, nu trebuie să facă nimic. De aceea va trebui să înțelegeți ca să devii cetățean al cerului, trebuie să-i facem pe oameni să înțeleagă, să accepte, să-și dorească, să primească și să creadă ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Deci ca să devii cetățean al cerului, trebuie să primești ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Nu trebuie să faci absolut nimic, ci trebuie doar să primești. De aceea nu-i mai învățați pe oameni să facă ceva ca să devină cetățeni al cerului, că nu pot. Și nu există șanse pentru așa ceva. Oamenii trebuie învățați să primească, de fapt, veste bună ce este. Eu dacă v-aș da dumneavoastră o veste ca asta în seara asta, vă spun: băi, oameni buni, uite, eu sunt un patron, vă plătesc 20 de milioane pe lună, dar trebuie să munciți 30 de zile, 10 ore pe zi. Ce veste bună e? Că vă dau 20 de milioane, dar e vreo veste bună în asta? Dar dacă vin în seara asta și vă spun: uite, vreau să vă fac cadou 20 de milioane fără să faceți nimic, e vreo veste bună în asta? Deci dumneavoastră nu mai spuneți la oameni ce să facă în fiecare zi ca să ajungă cetățenii ai cerului, pentru că asta nu e o veste bună. Vestea bună este ceea ce mă ușurează și mă face să primesc ceva ce a făcut Dumnezeu. De-aia noi nu mai trăim sub lege, ci trăim sub har. Întotdeauna sub lege. Legea avea pretenții să faci ceva ca să ajungi la Dumnezeu. Nu-i mai duceți pe oameni în Vechiul Testament. De exemplu, există o citire de o grămadă de ori, se citește, se predică din Psalmul 15 și ne duc cei din biserică tocmai înapoi, în Vechiul Testament, în lege. Ce zice în Psalmul 15?
Ia pune psalmul 15 acolo. Pune versetele așa să vedem. Ce zice? Cine va locui pe muntele Domnului? Cine va locui pe muntele lui? Adică o întrebare. Cine? Cel ce face. Și noi tot aici ducem pe oameni. Să facă ceva ca să ajungă pe muntele Domnului. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Noi mai duceți pe oameni în lege. Asta cerea legea, avea pretenții legea. Dacă voiai să ajungi pe muntele Domnului, erau niște pretenții în lege. Și trebuia să faci ceva, dar a venit Harul și Harul te învață să primești ceva ca să ajungi în cer. Deci nu trebuie să faci absolut nimic să mai ajungi pe muntele Domnului. Acolo trebuie să nu-ți dai banii cu dobândă, să nu bârfești, să ai grijă, să privești cu dispreț pe dușmani și așa mai departe. Dar în Noul Testament, în Har, nu mai trebuie să faci ceva să ajungi pe muntele Domnului. Poți să faci lucrurile astea pentru că ești pe munte. Dar nu ca să ajungi pe munte. Pentru că ești în cer așezat cu Hristos. Dar nu ca să ajungi în cer. Nu trebuie să faci absolut nimic ca să ajungi în cer. Pentru că asta este lege. Și dumneavoastră când le vestiți Evanghelia sau dacă sunteți prieteni ei sau copii ai pocăiților, trebuie să știți un lucru. Nu puteți face nimic să deveniți cetățeni ai cerului. De aceea va trebui să acceptați lucrările care le-a făcut Dumnezeu pentru voi, pentru că asta este vestea bună. Pune Matei 18 cu 1. Să vedeți ce scrie acolo. E foarte interesant. Uitați dumneavoastră ce zice. Vin ucenicii și îi pun o întrebare Domnului Iisus Hristos. 18 cu 1. Matei 18 cu 1. Da, în clipa aceea ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat. Cine este mai mare în împărăția cerului? Acum vreau să vă întreb. Dumneavoastră, dacă vă duceți la primărie aici în Deva și întrebați cine este mai mare, ce indicații primiți? Primarul. Dacă vă duceți în armată și întrebați cine este cel mai mare aici, spre cine se indică? Generalul, colonelul. Dacă vă duceți la poliție și întrebați cine este cel mai mare aici, spre cine indică? Spre șeful de poliție. Dacă vă duceți la spital și întrebați cine este cel mai mare aici, managerul de spital, da? Dacă vă duceți la școală și vă întrebați cine este cel mai mare, directorul de școală. Și ei se așteptau la un răspuns. Cine este în împărăția cerului cel mai mare? Geniu, erou, generalul, colonelul, șeful de poliție, managerul de spital? Și Domnul Iisus îi face șahmat. Știți ce le-a prezentat? Un copil. Și a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a spus, dacă nu primiți împărăția lui Dumnezeu ca un copil, vreau să vă întreb, ce fac copiii dumneavoastră? Fac sau primesc? Dumneavoastră puneți copiii să facă lemne, să repare centrale, să pună termopane, să facă căș, sau numai le primesc? Deci Domnul vrea să spună, ascultați-mă, dacă vrei să ajungi general, dacă vrei să ajungi colonel, dacă vrei să ajungi șef de poliție, manager de spital, trebuie să faci ceva să te califici. Există niște pretenții ca să ajungi acolo. Dar dacă vrei să fii în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te faci ca un copil să primești. Să primești împărăția ca un copil mic. Pentru că un copil nu face, un copil primește. De aceea nu poți deveni cetățean al cerului doar dacă primești ca un copil împărăția. Ia gândiți-vă dumneavoastră la nunta din Cana Galilei. Păi dumneavoastră vedeți că oamenii sunt așa de firești că ei pun întrebări de genul de ce nu ai voie să bei vin dacă la nunta din Cana s-a băut vin? Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți că acolo este începutul lucrării și începutul minunilor Domnului Iisus pentru ca să demonstreze ceva. Ce? Păi ce era la o nuntă? Prima dată la nuntă se punea vinul bun. Și după aceea ce se punea? Vinul cel mai puțin bun. Și acum nunul de la nuntă este copleșit. Bă, ce se întâmplă la nunta asta? Că e tocmai invers. Voi a spus vinul cel mai puțin bun la început și dați vinul bun la urmă. Ce înseamnă asta? Păi cine a făcut vinul mai puțin bun? Omul, ce reprezenta asta? Că vechiul legământ, legea, avea pretenții la om și omul se hrănea cu ce făcea el. Se califica prin ce făcea el, dar ăla era vinul mai puțin bun. Dar după aceea a venit vinul bun. Cine a făcut vinul bun? Cum l-a făcut? Printr-o minune. Și dumneavoastră nu mai trebuie să mergeți la vinul mai puțin bun în Vechiul Testament, la lege și la legalism.
ci trebuie să savurați minunea lui Dumnezeu și să beți din vinul nou. Binecuvântat să fie Domnul! Deci ea nu trebuie să faci nimic ca în vechiul, ca în lege, ci trebuie să primești prin harul lui Dumnezeu ce a făcut și ce lucrări a avut Dumnezeu pentru tine. Slăvit să fie El! Asta mă bucură pe mine. Asta mă scoate din depresie, din decepție, din descurajare, că Dumnezeu are o veste bună, că eu pot să primesc ce a făcut El. Dar ce a făcut El? Păi ia gândiți-vă dumneavoastră, trebuie să înțelegeți. Dumnezeu este drept și credincios și în primul rând credincioșia și dreptatea lui Dumnezeu este împotriva păcătosului. Adică Dumnezeu trebuie să fie drept și credincios, adică să facă ce a zis împotriva păcătosului. Ce ați citit dumneavoastră la Psalmul 39:11? Ia pune. Ce ați citit? Ce a zis fratele că nu a citit? Ce se întâmplă cu cel păcătos? Și Dumnezeu, pentru că e credincios și drept, trebuie să facă asta. Zice, tu pedepsești pe om și îl lovești pentru fărădegea lui, prăpădești ca molea ce are el mai scump. Dumnezeu, pentru că e drept și credincios, dacă ai făcut o nelegiuire, trebuie să facă asta. De asta puteți înțelege. Dumnezeu, dacă e credincios și drept și nu minte și nu se schimbă, trebuie să aplice versetul ăsta. Ia pune Iacov 5:3, să vedeți ce scrie acolo. Nu știu dacă vă plac toate versetele, dar încercăm. Și dacă nu vă plac, asta este. Iacov 5:3. E foarte interesant. Ia auziți, aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră. Și fiți atenți acum. Ce zice Dumnezeu? Și Dumnezeu e credincios și drept și nu minte și nu se schimbă. Ca focul are să vă mănânce carnea. V-a strâns comori în zilele din... Deci dumneavoastră știți ce se întâmplă cu un om care și-a strâns comori în zilele din urmă? Credeți că Dumnezeu minte aici? Ascultați-mă. Orice om care și-a strâns comori în zilele din urmă așteaptă carnea să fie mâncată de focul lui Dumnezeu. Deci ca focul are să vă mănânce carnea pe toți care v-a strâns comori pe pământ. Asta e sentința lui Dumnezeu asupra unui om și nu poate să mintă. Deci Dumnezeu trebuie să pedepsească omul, trebuie să-l lovească ca molia să intre în el, trebuie focul să-i mănânce carnea. Ei, pentru că e credincios și drept. Ei, ce s-a întâmplat, ce a făcut Hristos pentru mine la cruce de har? Ei, în momentul când sângele Domnului Iisus Hristos a curs și eu am intrat sub sângele Domnului Iisus și sângele Domnului Iisus curge peste mine, credincioșia și dreptatea lui Dumnezeu se întoarce pentru mine. A fost împotriva mea și la cruce se întoarce de partea mea. Și zice Dumnezeu, pentru că sunt credincioș și drept, cine intră sub sângele meu și mărturisește și se pocăiește, iert de orice fără de lege și curăț de orice păcat. Și Dumnezeu nu minte. Și tu când ai intrat la crucea Domnului sub sângele Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie El, în momentul ăla când sângele a curs peste tine, fără să faci nimic decât să-ți mărturisești păcatele, să te pocăiești, să crezi ce a făcut Dumnezeu pentru tine, în momentul ăla când sângele curge peste tine, devii sfânt, curat, desăvârșit, neprihănit, perfect, cetățean al cerului și copilul lui Dumnezeu. Fără să faci nimic. La sânge totul se întoarce pentru tine. Dacă legea era împotriva ta, dacă Dumnezeu cu dreptatea lui, justiția lui trebuia să te pedepsească, în momentul când accepți ce a făcut Iisus Hristos pe cruce pentru dumneata le jertfa și sângele care a curs, toată dreptatea și credincioșia lui Dumnezeu se întoarce de partea ta și tu ești declarat ca poziție sfânt, drept, curat, perfect. Pentru că nu poate merge nimeni în cer cu pată. De aceea, dacă v-aș întreba pe dumneavoastră când sângele Domnului Iisus Hristos a curs peste viața dumneavoastră, ați fost declarați sfinți, perfecți, desăvârșiți, neprihăniți, cetățenii ai cerului și copii ai lui Dumnezeu? Dumneavoastră trebuie să spuneți prin credință, da! Eu aveam o bunică care mă uimea. Era pocăită și mai făcea din când în când, mai și greșea. Și eu atunci, ca să o prind, ziceam, bunii, păi dumneata ajungi în cer. Și ea avea o siguranță de nescris. Zicea, da, pentru că sunt copilul lui Dumnezeu. Păi, pe mine mă enerva. Dar
avea siguranță. Dumneavoastră trebuie să aveți siguranța asta în momentul când sângele Domnului trece peste viața ta și te-ai pocăit și te-ai mărturisit de păcate. El este drept și credincios să te ierte, să te curățească și să te declare ca poziție în drept legal cetățean al cerului. Copil al lui Dumnezeu. De aia zice, tuturor celor ce l-ați primit sau celor ce l-au primit, le-a dat ce? Fără să facă nimic, să se numească copii al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie. Ei, în momentul când crezi toate lucrurile astea și le primești, le mărturisești în apa botezului. Dacă nu te botezi, înseamnă că n-ai crezut, că de-aia zice, cine va crede și se va boteza. Adică dacă ai acceptat ce a făcut Hristos pentru tine la Golgota, dacă ai acceptat darurile Lui, sângele să treacă peste viața ta, în momentul când ai crezut lucrurile astea, trebuie să faci o declarație, o mărturisire, să te identifici cu tot ce a făcut Iisus în moartea Lui. Pentru că botezul ăsta este o îngropare și o mormântare împreună cu Hristos și acolo declar și mărturisești identificarea ta cu moartea lui Iisus Hristos. Toți care am fost botezați, am fost botezați în moartea Lui. Dacă nu te botezi, înseamnă că n-ai crezut și n-ai acceptat și n-ai primit toate drepturile din moartea Domnului Iisus Hristos. De aceea, dumneavoastră, dacă citiți, noi de foarte mult sucim versetul ăsta. Zice, cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Și noi punem invers. Punem, cine crede și este mântuit, îl botezăm. Dar nu e ordine așa. Dar noi cam așa facem. Dom'le, trebuie să crezi, dacă ai fost mântuit, te botezăm. Dar nu scrie așa. Scrie, cine crede și mărturisește credința lui în botez, este mântuit. Pentru că aici, în botez, nu este o spălare, nu e doar o baie cu apă, ci o identificare în moartea lui Iisus Hristos prin mărturisirea ta. Păi dumneavoastră puteți să-mi spuneți mie, de exemplu, Israelul în Egipt, unde a cunoscut puterea și mâna lui Dumnezeu? Acolo, în Egipt. Dar vreau să vă întreb, când a scăpat de toată armata puternică a Egiptului? Unde? Deci dumneavoastră înțelegeți, puterea e cunoscută în lume. Dar lumea a murit numai în moartea lui Hristos. De-aia lumea este răstignită față de mine. Eu tot am în răstignirea Lui, în moartea Lui. Acolo a murit lumea, acolo a murit eu, acolo a murit păcatul. În moartea Domnului Iisus o identificare. Deci botezul este pasul în care arăți că lumea a fost îngropată. La fel, Noe, de exemplu, toată lumea veche și păcătoasă, unde a fost îngropată? Sub ape. Deci toată lumea mea veche trebuie să fie îngropată sub apă. Acolo lumea își pierde puterea. De aia dumneavoastră cântați la botez, renunț la lume, dar nu la Iisus. Deci este o complexitate. În momentul când accepți ce a făcut Dumnezeu pentru tine și devii cetățean al cerului ca drept legal, ca poziție, bucuria ta se explodează în afară prin botez și o identificare cu Iisus Hristos. Și așa poți să devii cetățean al cerului. Doamne, ajută-ne și ai milă de noi. Deci, rezumat, ca să înțelegeți că trecem la partea a doua și dumneavoastră sunteți mai interesați decât de partea a doua decât de prima, dar să țineți minte. Omul trebuie să facă absolut nimic să devină cetățeanul cerului. Trebuie să primească, să acceptă și să creadă tot ce a făcut Hristos pe cruce pentru el. Și trebuie să mărturisească ce a crezut lucrările Domnului pe cruce în botez și devine mântuit cetățean al cerului și copil al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie el. E, dar a doua parte, care vrem să o desfășurăm, să o abordăm în seara aceasta, este după ce am devenit cetățean al cerului, trebuie să trăiesc pe pământ. Așa. Adică trebuie să învățăm să trăim pe pământ ca cetățenii ai cerului. Dacă până acum la mântuire am acceptat ce a făcut Dumnezeu pentru noi, acum, ca să trăim cerul pe pământ, trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în noi. Și tot scopul lui Dumnezeu, acum, dacă te-a făcut cetățean al cerului, este să trăiești cerește și vrea să zidească o biserică cerească care să trăiască cerul pe pământ. Deci, dumneatale, când ai fost mântuit, nu te gândi numai că ajungi în cer,
ci gândește-te că înainte ca să ajungi în cer, trebuie să trăiești cerește pe pământ. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru în seara asta. Cuvântul ăsta sau cuvintele astea, împărăția cerurilor, nu există în Vechiul Testament. Nu există niciun verset. În Vechiul Testament nu exista împărăția cerurilor. Uitați-vă în Noul Testament, împărăția cerului, împărăția cerului, împărăția cerului. Se aseamănă cu împărăția cerului, se aseamănă. Împărăția cerului se aseamănă. Cetățenia noastră este în ceruri. În Vechiul Testament nu exista cuvântul împărăția cerului, pentru că nu existau cetățenii cerului. Toate împărățiile erau pământești. Era împărăția lui Israel cu împărați, era împărăția Babilonului cu împărați, împărăția Egiptului cu faraoni, împărăția perșilor, împărăția grecilor, împărăția romanilor, dar nu exista împărăția cerului. De aceea, dumneavoastră, trebuie să înțelegeți, în Vechiul Testament poți să devii, dacă vrei să trăiești ca evrei, trebuie să faci parte din poporul lui Dumnezeu, dar nu ești cetățean al cerului. De aceea sunt niște binecuvântări specifice pentru poporul Israel, pentru că ținta lor era Canaanul, adică era un oraș pământesc, o țară pământească, un teritoriu pământesc și toate beneficiile și binecuvântările au în funcție de țara de pe pământ. De aceea toate binecuvântările erau pământești. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră, ce binecuvântări erau? Toți vrăjmașii lui Israel trebuia cuceriți, călcați în picioare și trecuți prin ascuțișul săbiei. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, ca cetățenii ai cerului, tot așa faceți cu dușmanii? Păi așa era în Vechiul Testament. Era o binecuvântare. Nu avea voie nimeni să te cucerească, ci tu cucereai teritoriul și toți vrăjmașii treceai prin ascuțițul șăbiei pentru că erai în binecuvântarea lui Dumnezeu și n-aveai voie să ai vrăjmași. De asta îi calci în picioare. Citiți psalmii, să vedeți cum zice. Drobește-i dinții. Și dumneavoastră, cum vă rugați pentru dușmani? Dacă este cetățenii cerului, tot așa. După aia era acolo, zice, să fie cap și nu coadă, pentru că națiunea Israel trebuia să fie cap. Dumneavoastră, să nu mai imaginați acum că în împărăția cerului tot acolo, că eu tot au rugăciunea asta. Doamne, Tu așa ne-ai învățat pe noi, să fim cap și nu coadă. Nu ne-au învățat așa ceva. Asta era o binecuvântare pentru poporul Israel. Vreau să vă întreb, Domnul Iisus a fost cap sau coadă când a venit pe pământ? Ce vi s-a părut că a fost pe curce? Cap a fost. Băi, oameni, trebuie să înțelegeți, indiferent în ce funcție veți ajunge în viață, dacă trăiți pentru Hristos cu evlavie, o să fiți pălmuiți. Nu o să fie bine de voi. Pentru că noi nu mai suntem cap acum. Noi suntem cetățenii ai cerului, nu mai suntem capi pământești. Nu ne mai interesează pământul. Erau scutiți de boli. Nu erau afectați de urgiile lui Dumnezeu. Pentru că erau niște binecuvântări pământești. Ei, noi acum am fost așezați cu Hristos în Dumnezeu, în locurile cerești, și binecuvântările sunt cerești. Înțelegeți? Deci în Vechiul Testament nu exista împărăția cerului, cuvântul ăsta, noțiunea și cetățenia cerului nu existau. Dar vine ultimul profet în Vechiul Testament și face un anunț. Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este... Este aproape să vină. Nu exista, nu era în vechiul. Și cui a pregătit Ioan calea să vină? Că el pregătea calea să vină împărăția. Cine era împărăția? Era Iisus. Deci Ioan a făcut anunțul, vedeți că vine împărăția cerului, este aproape. A venit împărăția, a trăit printre oameni și apoi la cincizecime ce s-a întâmplat? Împărăția lui Dumnezeu prin Duhul care a venit din cer a intrat în interiorul nostru. În momentul când Duhul Sfânt intră în tine, asta însemnează, aduce cerul în interiorul tău. Adică ești născut din nou, născut de sus, născut din Dumnezeu, pentru că acum nu mai e ca în Vechiul Testament, ci acum Duhul lui Dumnezeu a adus împărăția cerului în tine. Și botezul cu Duhul Sfânt, sau umplerea cu Duhul Sfânt, sau plinătatea cu Duhul Sfânt, este când cerul controlează toată viața ta. Deci la nașterea din nou, Duhul aduce cerul în tine. Dar la botez sau la umplere sau la plinătatea cu Duh, asta însemnează o scufundare cerească. Că asta e botezul, o scufundare. Deci e scufundat în cer. Și cerul trăiește în tine pe deplin.
De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Dacă vorbiți în limbi îngerești, trebuie să și trăiți viața unui înger. Dacă vorbim în limbi cerești, trebuie să și trăim o viață cerească. Nu merge numai semnul fără viață. Deci în momentul când vorbim, zice, dacă vorbim în limbi cerești și îngerești și nu avem cerul, ce suntem? Clopoțel. Deci dacă ai limbile sau ai semnele sau ai darurile, trebuie să ai și viața cerească și viața unui înger. E, care e problema? Noi, de exemplu, când mergem la mormântări, la foarte multe mormântări ne spun frații, zice, predică Evanghelia, dar să nu vorbești nimic de el. Păi nu a fost pocăit? Ba da. Nu a fost în biserică? Ba da. Dar a murit cu ghearele în pământ. Adică știți ce vrea să spun asta? El a acceptat prima parte. A acceptat ce a făcut Hristos pe Golgota. S-a pocăit, s-a botezat, dar în continuare viața lui a trăit-o pământească. Și atunci vine psalmistul, zice, sunteți Dumnezei, dar o să muriți ca omul de rând. Băi, oameni buni, dacă a venit Duhul Sfânt în tine, trebuie să mori ca un Dumnezeu. Cu dă mic. Pentru că a venit Duhul Dumnezeu în tine. Și dacă trăiești El în tine, când mori la mormântarea ta, oamenii vor spune că a murit un cetățean al cerului, nu un cetățean al pământului. Și dumneavoastră trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Noi trebuie să trăim cerul pe pământ, să fim cerești, pentru ca la moartea noastră să se vadă că a trăit un om ceresc și a murit. A murit un bărbat care a fost cu o viață cerească, credincios. Predicatorul care era în zonă a spus despre el așa. De la Sfinții Apostoli din Biserica Primară, și-a numit unul, n-a mai văzut un om să trăiască ca el. Soția lui la mormântare a spus, zice, măi, oameni buni, eu n-am trăit cu un om. Eu am trăit cu un înger. Oponentul numărul 1, rivalul numărul 1 al lui la mormântare a spus, nu l-am auzit vorbind niciodată, de fiecare dată când a vorbit, parcă vorbea Hristos. Băi, când spune dușmanul tău, când spune nevasta ta, când spune predicatorul din zonă, păi e ceva acolo. Dumneavoastră puteți înțelege, împărăția lui Dumnezeu a venit în interiorul nostru, împărăția cerului, și va trebui să trăim această împărăție. Pentru că Dumnezeu vrea să aducă lucrarea asta. Ei, acum ce se întâmplă? Dacă noi acceptăm doar prima parte, dar trăim pământește și murim ca omul de rând, atunci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, e ca un om care are doi ochi și orb. Adică are ochi, dar nu vede. E orb și se roagă. Doamne, te rog să-mi dai vedere. Și își deschide Dumnezeu un ochi. Vreau să mă întreb, dacă îți deschide Dumnezeu un ochi și vezi numai cu un ochi, cum te numești? Până acum ai fost orb, dar de acum încolo cum te vor striga oamenii? Zice stare. Chior. Deci s-ar putea să vezi cu un ochi și să fi primit lucrarea care a făcut-o Dumnezeu pentru tine și să o fi mărturisit la botez. Dar pentru oamenii din jur, dacă nu trăiești cerește cetățenia cerului pe pământ, o să fii un chior. E, vindecare completă sunt ambele lucrări a lui Dumnezeu în care îți deschide ambii ochi. Primesc tot ce a făcut Dumnezeu pentru mine și îmi dă dreptul legal să fiu cetățean al cerului, dar acum accept lucrarea lui Dumnezeu în mine pentru o viață, să trăiesc în fapt ce am fost făcut în drept cetățean al cerului. Deci când ai primit mântuirea, în drept ai fost făcut cetățean al cerului, sfânt, curat, desăvârșit. Și acum lucrarea lui Dumnezeu în tine este să facă în fapt ce te-a făcut de drept. Și în viață să ajungi desăvârșit, sfânt, neprihănit, cetățean al cerului și să trăiești cu adevărat ca și copil al lui Dumnezeu. Ce ziceți dumneavoastră, mai vreți să fim cetățenii cerului? Na, acum gândiți-vă, dacă vreți să trăiți o viață cerească ca cetățenii ai cerului, un lucru foarte simplu. Am mers odată cu mașina într-o zi și am ascultat pe un bătrân. Așa lumină mi s-a făcut. Ce însemnează să trăiești cerește? Na, gândiți-vă dumneavoastră ce vă spun ca o definiție simplă.
a fi cetățean al cerului, să trăiești cetățenia cerului pe pământ, să trăiești cerește, însemnează să nu fii interesat de lucrurile care nu sunt în cer. Deci un cetățean al cerului nu este interesat, deși trăiește pe pământ, nu este interesat de lucrurile care nu sunt în cer, ci de lucrurile care sunt acolo. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Bani sunt în cer. Dar dumneavoastră sunteți interesați de bani. Păi atunci ce fel de cetățeni suntem? Că trebuie să ne punem o întrebare. Deci cetățean al cerului însemnează cineva care nu e interesat de lucruri care nu sunt în cer. Și bani nu sunt în cer. Ascultați-mă. Nu fiți interesați de lucruri de pe pământ care în 50 de ani nu o să vă mai ajute cu nimic. Și nu sunt în cer. Asta vrea Dumnezeu, să aibă cetățenii ai cerului care să trăiască pe pământ. Care să nu fie interesați de lucrurile care nu sunt în cer și care peste 50 de ani nu o să te mai ajute cu nimic. Cu ce să mă ajute pe dumneavoastră, pe unii dintre dumneavoastră, peste 50 de ani? Cu ce să mă ajute bani? Și atunci de ce suntem interesați în ei? Eu tot spun, uitați-vă dumneavoastră cu câte lăcomie numărăm bani. Dumneavoastră ați văzut vreun om să numere banii și în timp ce numără banii să adormă? Vi s-a întâmplat vreodată asta? Ați auzit de așa ceva? Dar vreau să vă întreb, când citiți din Biblie, adormiți? Păi înseamnă că suntem lacom după bani, nu după cuvânt. Biblia zice, sunt lacom după cuvintele tale, pentru că în cer te vei întâlni cu Iisus și El va vorbi. Și caut ceea ce este în cer, adică cuvântul lui Iisus. Și după ăla sunt lacom. Când număr banii, îmi vine să adorm, pentru că sunt cetățean al cerului. Uitați-vă la noi, mă oameni. Am acceptat, ni s-a deschis primul ochi și atât. Interesați de bani. Și auziți ce zice, vai de voi care v-ați strâns comori în zile din urmă, focul are să vă mănânce carne. Și nu am seama. Asta nu semnează că nu avem bani, nu semnează că nu facem bani, dar nu suntem interesați de bani. Știți ce înseamnă comoară? Comoară însemnează ceva ce păstrezi, nu folosești. Deci orice lucru nu-l folosești, nu-l calci în picioare. Pământul ăsta e făcut să fie călcat în picioare și folosit. Și bani și tot ce este pe el, folosiți-i. E momentul când e comoară-ți lucruri care nu le folosești. Și suntem interesați de bani, de multe ori, și nu sunt bani în cer. Dar hai să vă întreb pe surori. Există în cer vreun mall de unde să vă cumpărați haine? Să vedeți o roche, asta nu e bună, asta nu e bună. Să stați o oră în oglindă și să vedeți, bă, ciorapul ăsta nu e bun, tocul ăsta nu e bun, trebuie să schimb mai o dată o oră ca să ne pregătim să mergem la biserică, dar mergem la biserică, noi suntem cetățenii ai cerului. Dar trebuie să înțelegeți, în cer nu va mai fi nicio casă de modă. Dar stai că vă citesc, că m-am notat mai multe și după aia le pierd. Deci în cer nu există bani, magazine de modă, haine, salon de înfrumusețare, bijuterii, farduri, restaurante, hoteluri, piscine, sport, telefoane, televizoare. Dumneavoastră, unde vă gândiți că sunt interesați oamenii? Foarte simplu. Vrei să vezi dacă trăiești cerul pe pământ? Nu ești interesat de lucruri care nu sunt în cer. Cu cât ești mai aproape de cer și te uiți în jos la pământ, lucrurile sunt foarte mici. Eu tot am spus, dacă vă uitați din avion când zburați pe sus la emblema de pe Mercedesul care l-aveți acasă, cum se vede? Interesantă! Deci, nu înseamnă că nu ai Mercedes, dar nu mă interesează. Nu prezint interes pentru lucruri care nu sunt în cer și Mercedesul ăla nu mă va ajuta peste 50 de ani. Asta înseamnă că port haine, înseamnă că mă duc cu mașina la serviciu, înseamnă că am o casă. Dar în cer nu mai există asta, deci eu nu prezint interes pentru lucrurile care nu sunt în cer. Na, hai să luăm și câteva pasaje biblice, dacă pot să mă ajuți acum. Matei 17, de la 24. Ia să vedeți dumneavoastră aici.
Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și au zis: învățătorul vostru nu plătește darea. Și acum fiți atenți. Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat-o înainte și a zis: ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini? Petru i-a răspuns: de la străini. Și Iisus i-a zis: așadar, fiii sunt... Trebuie să ne apărăm dreptul. Ne luptăm pentru dreptul nostru, suntem scutiți de la impozitele astea și nu trebuie să le plătim. Pentru că normal pământește, dacă ești fiu, ești scutit de la dări, te lupți pentru pământ ca să nu-l pierzi. Dar fiți atenți ce a făcut Domnul Iisus mai departe. Dar ca să nu-i facem să... Deci de ce era interesat Iisus dacă venea din cer? Să-și apere drepturile de pe pământ, să se lupte pentru scutirile care le avea, sau să nu se păcătuiască? Deci ce face un cetățean al cerului? Care e interesul lui? Să nu se păcătuiască sau să se lupte să-și câștige drepturile? Depinde cum ești. Dacă ești ceresc, faci ca Domnul, că ai venit din cer și e exemplul nostru. Deci dacă ești venit din cer, tot ce te interesează pe tine este să nu păcătuiești și să nu păcătuiască alții. Nu mă interesează altceva. Să-mi câștig eu drepturile mele, deși le am, și să-l fac pe altul să păcătuiască. Nu. Dumneavoastră sunteți interesați să nu păcătuim și să nu se păcătuiască. Dumneavoastră știți, calea care duce în cer este îngustă. Dumneavoastră știți ce înseamnă îngustă? Eu știu ce ziceți dumneavoastră prin îngustă. Fără mustață, fără barbă, fără inel, fără cercel, fără. Și eu nu sunt de acord. Dar eu vă spun ce înseamnă cale îngustă. Cale îngustă înseamnă un singur lucru. Fără păcat. Și tot ce ține de păcat. Pentru că atât de îngustă calea că nu poți să intri pe ea cu păcat, numai fără păcat. Și interesul unui om ceresc, tot ăsta e: nu vreau să păcătuiesc. Nu mă interesează banii, nu mă interesează lucrurile de pe pământ, nu mă interesează să câștig drepturile, mă interesează să nu păcătuiesc și să nu se păcătuiască. Așa că du-te la mare, trage afară peștele, deschide-i gura, vei găsi în ea un ban și dă-l acolo ca să nu păcătuiesc. Mai bine pierd banul ăla, dar nu vreau să se păcătuiască. Asta este un om ceresc. Asta vrea să facă Dumnezeu în biserica lui. Ia gândiți-vă dumneavoastră tot la Domnul Iisus. Vin ca să-L ispitească, zice: trebuie să plătim bir cezarului sau nu? Știți ce zice Domnul? Arătați-mi un ban. Și zice: i-au adus un ban. Păi vreau să vă întreb, de ce Domnul Iisus aduceți-mi un ban să mă arătați? De ce nu scos el unul din buzunar? Se cade să plătim, dai că scot imediat și ne uităm. Dar au zis: arătați-mi voi, aduceți un ban. De ce? Pentru că nu avea bani în buzunare. O trebuie să-i aducă cineva. Dar vreau să vă întreb, banii care îi primea Domnul Iisus, unde erau? Că primea. Unde era? La Iuda în pungă. Ia, eu vă întreb pe dumneavoastră, ați accepta ca toți banii care îi câștigați și îi băgați în pungă să-i țină alt frate? Deci nu tu. Tu primești, dar uite, îi spun: frate, tu ții punga mea și cât câștig, eu bag acolo în pungă. Și tu ții punga. Ai vrea să vadă fratele tău cât îți intră în cont, câți bani ai, cât ai cheltuit la Mamaia, cât ai cheltuit la Felix, cât ai cheltuit la Mol, să știe tot, transparent. Ei, ăsta e omul cerului, coborât pe pământ. Eu n-am bani în buzunare. Să cumpărăm ce ne trebuie, nu e nicio problemă. Dar sunt transparent cu banii. Cei mai mulți dintre noi n-am vrea să știe ceilalți frați cum ne-am consumat banii. Dumneavoastră înțelege ce înseamnă cer. Aici dumneavoastră trebuie să înțelegeți mai bine, pentru că Cristi are o asociație sau cum îi zice? Miros de cer.
cetățenii ai cerului. Să uită Dumnezeu, mă, asta vreau să fac din voi. Asta voi lucra toată viața. Noi umblăm după năluci. Nu, ăsta este sensul. Hai, mai pune un pasaj, dacă poți, Luca 12, de la versetul 13. Și vă rog frumos să înțelegeți că aici n-am vorbit de lucruri păcătoase. Ia auziți aici, unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Vreau să vă întreb, ce rău e aici? Păi dacă vrei să împarți moștenirea cu fratele tău sau fratele tău cu tine, nu o ceru trei sfert, că atunci nu era drept. O ceru să împărțim jumate-jumate. Ce a zis Domnul Iisus? Mai departe. Omule, i-a zis Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Știți ce a zis Domnul Iisus? Oameni buni, dacă trăiți cerește pe pământ, nu mai veniți la mine să vă rugați lucruri pământești. Nu mai veniți să-mi cereți să vă fac dreptate pentru pământul ăsta, pentru că eu, Iisus, n-am venit pentru asta. Aveți destul pământ, eu am venit să vă dau cer, nu pământ. Nu mai veniți la mine. Cine m-a pus pe mine, judecător sau împărțitor peste voi? Pentru asta am venit eu pe pământ. Să vă fac dreptate pe pământ, să vă primiți moștenirea. Și auzi ce zice în continuare. Vedeți și păziți-vă de orice fel de... Nu, asta e locomie de bani. Și un cetățean al cerului diferit. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Noi nu mai suntem diferiți de cetățenii pământului. Nu mai e diferență decât că știm să predicăm mai bine, cântăm mai bine ca ei, sau avem slujbe în biserică mai multe ca ei. Dar diferență în afară nu există mare. Să vadă om, bă, dar ăsta e picat din cer, mă. Ăsta nu vrea drepturi, ăsta nu vrea împărțire. Ăsta tot ce vrea e să nu se păcătuiască. Pentru că ăsta e omul cerului. Nu vreau cu păcat. Nici eu, nici alții. Ia aduceți-vă dumneavoastră, de exemplu, aminte de Avram. Se iscă o problemă între păzitorii turmele lui și păzitorii turmele lui Lot. Și vine Avram la Lot și ce îi zice? Bă, tu ești mai mic și se cade să mă lași pe mine cu partea asta și tu ți-ai asta. Dar ce face Avram? Zice, ia tu... Și eu iau ce rămâne, dar să nu fie ceartă. Un cetățean al cerului ia ce rămâne, dar el își dorește să nu fie ceartă. Ăsta e omul lui Dumnezeu ceresc. El, pe el nu-i interesează pământul și lucrurile de pe pământ care nu există în cer și care nu te mai ajută după 50 de ani, ci mă interesează să nu fie ceartă aici pe pământ, pentru că nu va fi ceartă în cer. Acum dumneavoastră vreau să vă întreb, asta e în capul dumneavoastră de cetățenii ai cerului în fiecare zi? Să nu fie ceartă între mine și nevastă. Să nu fie ceartă între mine și copiii. Să nu fie ceartă între mine și vecini. Să nu fie ceartă între mine și frații mei de la biserică, între mine și colegii mei de la serviciu. Asta gândește un om ceresc în fiecare zi. El nu se gândește la bani, nu se gândește să câștige o funcție, o poziție. Nu semnează că nu le avem, dar nu suntem interesați. Și suntem interesați să nu se păcătuiască, să nu fie ceartă. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră, cred că la Matei, pe la capitolul 10, versetul 18, dacă versetul 16, foarte interesant ce spune acolo. Auziți dumneavoastră, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul unei haite de lup, fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Ia gândiți-vă dumneavoastră, un porumbel în mijlocul unei haite de lupi. Și toți lupii se îndreaptă spre porumbel să-l înghită cu ghearele. Vreau să vă întreb, ce face porumbelul? Se întoarce la lup și face... Păi atunci nu mai e porumbel. Dar dacă ești cetățean al cerului, ești porumbel, când haita vine să te înghită, tu nu te cerți cu haita de lup, că atunci ești câine. De-aia zice să nu vă mușcați unii pe alții. Dacă ești porumbel, ce faci? Zbori în sus.
Pe tine te interesează să nu fie ceartă, nu contează, las pământul aici tot, că eu sunt porumbel, pot să zbor în sus. Ce mă interesează pe mine că pierd pământul dacă pot să zbor în sus? Asta e gândirea de porumbel. Ce poate face un miel în mijlocul unei haite de lup când toți lupii sunt pe miel? Ce face mielul? Credeți că are vreo armă să-i lovească pe lupi? Dar ce face mielul? Behăie pentru că singura lui salvare este păstorul de sus. Și păstorul vine. Nu tu te lupți cu lupii. Uitați-vă la noi, ne mușcăm, ne luptăm în stânga, în dreapta. Certuri, probleme. Și merge numai cu câte un ochi. Și lumea vede. Bă, zice, ceva nu e în regulă cu ăștia. Au un ochi deschis, dar unul închis. Ei, Dumnezeu vrea să ne deschidă ambii ochi. Să fii interesat de lucrurile care sunt în cer, nu care sunt pe pământ. Eu tot aud și încheie aici, eu am mai mult, dar tot aud lucrul ăsta, zice, în biserica primară, Domnul adăuga în fiecare zi la numărul celor mântuiți. La noi, de ce nu se întâmplă asta în fiecare zi? Dar dumneavoastră știți ce făceau aia în fiecare zi? Dacă vreți să adauge Domnul la cei mântuiți în fiecare zi, trebuie să facem și noi ce făceau aia în fiecare zi. Ce făceau? Ce căutau aia? Ce făceau la cu ogoarele? În loc să-și mai iau un ogor, ce făceau? Îl vindeau, zice, trebuie să duc la templu. În fiecare zi la templu, în fiecare zi rugăciune, în fiecare zi legătură frățească, în fiecare zi învățătura apostolului, în fiecare zi frângerea pâinii. Primeau cu bucurie răpirea averilor pentru că zburau ca porumbei în sus și vedeau și preoții și toți și se pocăiau. Doamne, ai milă de noi. Dragilor, Dumnezeu nu ne-a mântuit ca să murim cu ghearele în pământ. Dumnezeu, ca drept, ne-a făcut cetățenii ai cerului prin ce a făcut Hristos pentru noi. Și acum, prin lucrarea Duhului Sfânt în noi, ne face să trăim pe pământ ca în cer. Ca cetățenii ai cerului pe pământ și va lucra toată viața noastră în noi această asemănare cu cerul. Și dumneavoastră trebuie să înțelegeți pentru ce existăm noi. Nu existăm să alergăm după lucruri care nu ne vor mai ajuta și nu sunt în cer. Pe noi ne interesează să nu fie păcat, să nu păcătuim, să nu se păcătuiască, să nu fie ceartă. Lăsăm pământul și zburăm în sus ca porumbeii. Strigăm la păstorul de sus. Și căutăm în fiecare zi să trăim cerul pe pământ. Dacă nu faci asta, nu te mira că ești nefericit. Dar dumneatale, când vei muri, va trebui să mori ca un cetățean al cerului. Și ceilalți trebuie să vadă mirosul de cer. Ascultați-mă, au fost în istoria creștinismului oamenii care au murit de mult, dar au murit ca cetățenii ai cerului și mirosul lor a rămas mirosul peste sute de ani până la noi. Deși au murit ei, a rămas mirosul de cer de la ei. De aceea, înțelegeți că n-am fost destinați să ne îngroape pământul. Folosiți-l, pământul și tot ce este pe el, dar nu vă pierdeți în el, pentru că noi suntem ai cerului. De aia v-am spus cântarea, eu nu sunt de pe, eu nu sunt de aici, țara mea, eu mă duc. Doamne, ajută! Amin.